Pe 1 septembrie se împlinesc 175 de ani de la nașterea lui Simion Florea Marian. Părintele academician Simion Florea Marian s-a născut în Ilișeștii Bucovinei într-o familie modestă. A cunoscut și a îndrăgit încă de mic lumea satului, un mediu de care a rămas apropiat toată viața, chiar dacă ultimii ani i-a trăit în Suceava. Primele clase școlare le face în satul natal, apoi la școala populară din Suceava și la gimnaziul din același oraș, apoi la Năsăud și Beiuș, unde va susține și examenul de maturitate în 1871. În această perioadă era un pelerin însetat de dorința de a se întâlni în meleagurile transilvane cu Avramiancu, dorință din păcate neîmplinită. După absolvirea gimnaziului s-a înscris la Institutul Teologic din Cernăuț. În anii studenției, interesul său pentru creația folclorică a crescut, publicând materiale cu acest subiect în publicațiile Vremii, perioada din care datează și colecția poezii poporale române, care marchează un moment important în evoluția concepției sale folclor. Proaspăt absolvent al Institutului Teologic din Cernăuț, se căsătorește cu Leontina Piotrovski, fica preotului George Piotrovski din Siret, hirotonit fiind în 1875, slujind pe rând în Poiana Stampei, Voloca și Siret și apoi profesor de religie și limbă română la Școala Poporală și la Școala Reală Inferioară din Siret, pentru ca apoi, într-o 1883-1907, să fie profesor de religie la Gimnaziul Ortodox din Suceava. Revista Familia îi publică în câteva numere Culegerea de folclor, o nuntă la Ilișești, perioadă în care adună mai multe cântece populare, doine și balade, care vor fi publicate în aceeași prestigioasă revistă Familia, ce vor alcătui mai târziu volumul poezii poporale din Bucovina. În 1881 este primit în rândul membrilor Academiei Române, cu al cărei sprijin material a reușit să-și împlinească în mare măsură parte din proiecte. Din 1883 se stabilește în Suceava, mai întâi ca învățător, apoi din 1894 ca profesor la gimnaziu, unde a activat intens în cadrul mai multor societăți științifice, literare și didactice, făcând să apară revista Politică. Despre opera și activitatea părintelui academician Simion Florea Marian s-au scris nu puține pagini, în care, în mod special, au fost analizate studiile folclorice, etnografice, știut fiind faptul că a fost și este recunoscut prin studiile sale de pionerat în folcloristica românească și mondială, concretizată în volumele de referință, precum Descântece poporane românești, Păsările noastre și legendele lor. Lucrările care au pus bazele etnografiei românești, cromatica poporului român prin lucrare de acest gen în România și mai apoi ornitologia poporană română, lucrare ce avea să obțină marele premiu Năsurel Herescu al Academiei Române, lucrare ce era o premieră și pe plan mondial.